Îi spune în felul următor: ca un măr între copaci și păduri, așa este preiubitul meu între tine, cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerugurii mele. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă reocupați locurile. Iubite familii, iubiți prieteni, iubiți frați și surori, în dimineața aceasta, în ciuda tuturor lucrurilor care se petrec de jurul, în jurul nostru, tuturor lucrurilor de care suntem izbiți de zi cu zi, fie viață privată, fie viață spirituală, vreau să vă spun că sub control a tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Peste familia creștină și peste familia care face parte, nu neapărat face parte din familia Domnului Iisus Hristos, vreau să vă spun că Dumnezeu este în control tuturor lucrurilor. În autoritatea Lui și cred că prin autoritatea Duhului Sfânt se va ruga fratele Daniel, își va întinde mâinile, ne vom ruga. Pentru că cine este mai mare decât toți care suntem aici este Domnul Iisus Hristos. Păi El care este suveranul sufletelor noastre, mesajele de familie sunt mesaje foarte complexe, foarte grele de rostit câteodată, pentru că atunci când începi să enumeri, să spui niște lucruri scripturare, biblice pe nume, e posibil ca cineva să spună, știi frate, nu mi se potrivește, îi se potrivește celelalte familii. Dar vreau să vă spun că familia, mai ales nouă ca bărbații, nu ne este dăruită și nu ne este un moft, o fiță, și este o responsabilitate mai ales a nouă a bărbaților. Și mă rog ca Dumnezeu din cer să-L binecuvinteze cu o minte sănătoasă pe Șerban. Amin? Amin. Dumnezeu să o facă o soție supusă pe Adriana și să-i dea biruință, să-i dea putere. În primul rând și înainte de toate, soția mea are o vorbă și spune întotdeauna că ea crede, așa crede ea, așa înțeles ea, că căsătoria nu este niciodată bazată pe, să-mi iertați expresia, pe sex sau pe o chestiune materială, și este bazată întotdeauna și o temenie puternică în afară de aceea Domnului Iisus Hristos este respectul. Și mă rog ca Dumnezeu să-i facă pe acești doi tineri să știe să-și ofere respectul reciproc unui altuia, care este la 1 Petru capitolul 3, versetul 1 și 2, pagina biblică 1193. Am să punctez și am să citesc câteva lucruri. Aveți să le auziți doar și cine poate și cine are timp mai târziu să le cerceteze acasă. Îi îndemn în direcția aceasta să cerceteze Scripturile și să facă voia lui Dumnezeu după Scriptură. Amin? Amin. Cuvântul Dumnezeu, ca un măr între copaci și păduri, așa este preiubitul meu între tineri, cu așa drag stau la umbra lui. Vreau să vă spun că atunci când Scriptura vorbește despre umbra lui, nici de cum că se referă să-i pună Șerban o umbrelă. Și noi știm cu toții că facerea, Cartea Genezei, vorbește despre cum Dumnezeu a creat-o pe femeie. Și știți și cu toții, că ați citit Scriptura, spune că acolo a fost luată din coasta lui Adam. Așa spune Scriptura, mi? Vreau să vă spun că nivelul trupului omului, coasta unde este așezat, este exact la jumătatea trupului bărbatului. Dar de ce oare spune că la umbră? Pentru că întotdeauna bărbatul trebuie să aibă niște mâini ocrotitoare și protectoare pentru soția lui. Atenție! Niște mâini ocrotitoare și protectoare și niște mâini care ar trebui să fie atinse de acest bărbat doar pe soția lui. Vreau să vă spun că nivelul trupului omului este la jumătate, de aceea Dumnezeu a îngăduit să ia coastă din Adam, de la exact coasta care este așezată la jumătatea trupului, pentru că ar fi putut să ia din cap, din gât, din picioare. Dumnezeu ar fi putut ales un alt loc, ar fi putut alege un alt loc. Dar nu l-a ales pentru că El a vrut să facă bărbatul cu femeia egal. Pentru că din spusele medicilor, cercetătorii care sunt doctori renumiți în America, au măsurat și au văzut că exact nivelul trupului, coasta este exact la jumătatea trupului bărbatului. Pentru aceasta eu cred că am înțeles că Dumnezeu a făcut egal unul pe altul. Nici unul mai sus și nici unul mai jos. Și ei sunt egali înainte lui Dumnezeu. Amin? În al doilea rând, coasta este așezată sub brațul bărbatului. Și aceasta ar trebui ca noi ca bărbați, noi ca familie, să știm să ne ocrotim și să oferim, pentru că este o poruncă dată de Domnul, ca noi să ne oferim protecție și să le asigurăm, de asemenea, nevoile necesare care le are soțiile noastre în fiecare zi. Adică ar trebui să muncim corect, ar trebui să ne facem datoria de soți din toate punctele de vedere în casă, atunci când suntem prezenți, atunci când mai ales ne binecuvintează Dumnezeu cu copii, care spune Psalmul 127 că este o binecuvântare, și ar trebui să facem voia lui Dumnezeu cât și unul, cât și altul. Eu sunt bucuros în dimineața aceasta că ei au ales ca amândoi să urmeze calea Domnului nostru Iisus Hristos, că vreau să vă spun că într-o căsătorie
unul să fie creștin și celălalt să nu fie creștin, se poate repara, se poate repara cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Dar este foarte greu și este o muncă și este o luptă și de multe ori nu funcționează, vreau să vă spun, din propriile experiențe. Așa că alegerea care au făcut-o ei, eu cred că e o binecuvântare de la Domnul, este o chemare care au știut să o răspundă. Fie ea, fie el. Pentru că vă aduceți aminte de o femeie a Bibliei care spune, Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Așa că dacă au ales amândoi să slujească acestui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Dumnezeu să-i întărească, pentru că căsătoria, viața de familie nu este atât de ușoară, mai ales în vremurile de astăzi. Tinerețea, de fapt, nu este chiar atât de ușoară să te poți, să-ți poți permite face orice, cum, sau de fapt să trăiești cum ceilalți tineri trăiesc. Ei și-au împlinit viața în mâna lui Dumnezeu și au anumite îndatorări. Soția are îndatorarea, abilitatea de Dumnezeu de a fi ajutor și de a se supune bărbatului, versetul 22 din Efeseni, capitolul 5 până la 24. Datoria ei față de bărbat include anumite lucruri și le enumăr, le punctez și cu ajutorul lui Dumnezeu, când o să am timp, promit, în mod solemn, că am să-i vizitez și am să despat ceea ce citesc aici. În primul rând este iubire, capitolul 2 din Tit, versetul 4, este respectul, 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 1 și 2, ajutor, Geneza, capitolul 2, cu 18, spune acolo, îi voi face un ajutor potrivit, este curăție, Tit, capitolul 2, cu versetul 5 și capitolul 3, cu versetul 1 și 2, supunere, Efeseni, capitolul 5, cu versetul 22, un duh blând și liniștit, 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 4. Calitatea de a fi o mamă bună și de a naște copii, Psalmul 127, care l-am citit în dimineața aceasta, versetul 3 și 4. Dumnezeu să-i ajute, ori de câte ori le este greu, pe calea aceasta, pe drumul acesta, să apeleze la Bunul Dumnezeu care le răspunde, îi așteaptă în cămăruța lor și sunt gata să le dea binecuvântare. Amin? Ați experimentat-o și am experimentat-o. 80-90% dintre noi suntem familie și cu copii. Și vreau să vă spun că atunci când a fost și atunci când mi-a fost cel mai greu, m-a înțeles câteodată soția mea, pentru că de-aia sunt soții, să ne fie un ajutor potrivit să ne înțeleagă. Dar de multe ori nici ea nu te mai poate înțelege, dar nici biserica nu te mai poate înțelege, dar nici frații nu te mai pot înțelege. Atunci rămâne o singură soluție. Că de multe ori Dumnezeu ne constrânge pe noi ca familie, pe noi ca oameni, să stăm de vorbă cu El. Este singura bucurie a lui Dumnezeu să stea de vorbă cu omul, pe Cel ce l-a creat să stea de vorbă cu omul. Și oamenii de multe ori nu mai au timp, parcă tot în a cincea suntem. Cu părere de rău vă spun, dar lumea, dacă intră în viața noastră, nu va dăinui nimic veșnic și trainic și nu va fi nimic ziditor în noi. Dacă intră lumea de afară în noi, este greu să poți să mai te recunoști, să poți să mai colaborezi, să poți să mai ai o conduită corectă în viața ta. Și facă Bunul Dumnezeu să iubim mai mult cuvântul, noi ca familie și ei de asemenea, să iubim mai mult rugăciunea, postul și părtășia. Și atunci bucuria se va coborî în casele noastre. Bine? Binecuvântat fie Dumnezeu. Dumnezeu a atribuit bărbatului, de asemenea și lui, câteva lucruri. Să fie cap al soției și al familiei sale. Versetul 23 din capitolul 5 Efeseni. Conducerea, asigurarea nevoilor spirituale și materiale ale familiilor. Este biblic. 1 Timotei, capitolul 5, cu 8. Nu putem să spunem, știe Dumnezeu, suntem creștini și mergem cum o fi. Frații mei, sunt multe lucruri de vorbit, pentru că nu am timp să țintesc câteva lucruri importante, dar vreau să vă spun că din multe puncte de vedere o familie nu poate să meargă. Și cum ar fi, nu-ți face această îndatorare. Știți voi, ca bărbați, că soțiile noastre, în momentul în care simte și știe că nevoia de mâine nu este împlinită, intră într-o trepidație, intră într-o confuzie, intră într-o amărăciune. Iar când știe, și asta vă spun din proprie experiență, nu scrie în Biblie, iar când știe că are pentru copilași ei acolo, mai ales pentru copilași, mai ales ăștia care merg la școală, știe că are totul asigurat, într-un fel sau altor stare de liniște și de pace. Nu te poți duce ca soț și să-i spui, nu că ofensezi credința cuiva sau că nu funcționează lucrul acesta, dar de multe ori n-a funcționat. Nu te poți duce întotdeauna să-i spui, știe Dumnezeu, ne rugăm și ne va ajuta Dumnezeu. Este bună expresia aceasta în casă, dar trebuie făcut ceva. Trebuie să muncești corect, trebuie să-ți plătești datoriile, trebuie să-ți plătești dările la stat, trebuie să fii cu un lon plătit 100% în regulă. Vreau să vă spun că de 8 ani, prin harul Domnului, lucrez prin străinătatea aceasta și am refuzat întotdeauna să fiu plătit la negru, pentru că am știut că nu sunt bani care sunt ok. Am știut că în loc să aduc binecuvântarea acasă, aduc blestemul. Pentru că mulți au spus, merge, oricum merge, frate, știe Dumnezeu, este nevoia care trebuie făcută. Frații mei,
Dumnezeul nostru este sfânt. Amin? Amin. Și Dumnezeul nostru este credincios legământului care l-a încheiat cu noi, cu fiecare parte. Amin? Dar eu vă întreb acum, de ce nu te duci acasă, cel ce ai copii, să-ți părăsești copiii? Spune, ia duceți-vă, mama, luați-vă și voi o sacoșe și duceți-vă pe câmpul ăsta în lume largă. Descurcați-vă. Dumnezeu spune că ne iubește mai mult decât ne iubim noi copiii. Amin? Cum oare să ne lase Dumnezeu pe noi? Cum oare? De multe ori știți de ce ne lasă? Ne lasă din pricina noastră, pentru că o luăm înaintea Lui. Stau și îmi fac datorii. A spus Dumnezeu să muncesc, voi munci. Corect. A spus Dumnezeu să-mi câștig pâinea cu sudarea frunții mele, voi face. Când mă va lua Dumnezeu și mă va pune în slujbă, slăvit să fie Domnul, voi trăi din Evanghelie. Dar vorbesc nouă tinerilor, nouă biserică tânără. Nu vreau să muncești nici duminica și nu vreau să fii nici cu un om cu două service. Vreau să fii un om cu care să te mulțumești cu ceea ce câștigi. Că Dumnezeu pe aceea îi va binecuvânta și îi va mulți și îți va purta de grijă. Amin? A doua atribuție care este a bărbatului este iubirea și protecția, siguranța. Știți, de multe ori ele vor să simtă ocrotite de cineva. Și de acel cineva nu este biserică. Și de acel cineva, și mă rog, și să nu se înțeleagă ca o erezie, de acel cineva nici ca Dumnezeu nu vor să fie ocrotite și protejate. Și vor să vadă pe Dumnezeul fiu un bărbat. Vor să-L vadă noi. Vrem să fim gata să le oferim această protecție. Această protecție nu constă că ieșim pe stradă cu ea, cineva să dă la ea și noi trebuie să ne batem pe stradă. Este înțelegerea, este comunicarea, este siguranța care trebuie să-i oferi și să-i oferi. Dar nu mai vorbesc cu ea, frate, că știe Dumnezeu. Când spun și-o una, ea spune nouă. Fii un bărbat, Șerban, mai ales tu, mai ales eu și mai ales celor ce sunt aici, noi care ne declarăm oamenii lui Dumnezeu creștini, să fim bărbații aceia în care să fim gata să știm să le ascultăm, să fim gata să știm să le înțelegem, pentru că atunci întotdeauna să simt protejate ele. Întotdeauna spune, nu mi-e teamă să mă duc la soțul meu cu o problemă care o am, nu mi-e teamă să-i spun de fapt eșecul care l-am în credință. Pentru că nu este unul care sare în sus, nu este unul care parcă ar fi și ars sau are ace pe scaun, ci este unul care știe să-mi ofere protecție. Este unul care știe să mă înțeleagă, să mă consilieze și să mă conducă pe drumul acesta numit credință. Noi le conducem, să știți. Dacă conduc, el este problemă. Dacă conduc, el este problemă. Știți ce spune cuvântul Dumnezeu în Efeseni? Dumnezeu a trebuit bărbatului să fie cap al soției. Când spunem cap, ar trebui să stea sub masă, să mănânce ca fifi, mea sau ca pufi al lui. Nici de cum, frate. Când este cap, înseamnă să fie un cap în care să o conduce. Cine este capul bisericii? Hristos Domnul, amin? Cine conduce biserica pe pământ? Hristos Domnul prin Duhul Sfânt, amin? Dar de ce nu umilește Dumnezeu? De ce nu ne bagă Dumnezeu undeva sub masă, să stăm acolo, să spună nenorociților, păcătoșilor? El îmi vine întotdeauna și a venit întotdeauna și a spus, vă iert și sunt gata să vă dau binecuvântare. Glorie Lui în veci. Dumnezeu ne iartă și Dumnezeu ne îngăduie, dar noi nu ne mai putem îngăduie, nici măcar câteodată partenerul de viață. Pentru aceasta fac apel și trag un semnal puternic de alarmă în dreptul fiecărui familie. Soțiilor, respectați-vă bărbații. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cu Dumnezeu și cu biserică. Loialitate absolută în căsătorie. Nu are voie. Efeseni, capitolul 5, cu versetul 27-28, vorbește câteva lucruri despre lucrul acesta. Nu are voie. Un creștin, un copil de la Dumnezeu, un om care a încheiat un legământ, nu are voie să aibă o altă relație cu o altă femeie. Fratele, astea nu sunt lucruri de vorbit. Sunt lucruri de vorbit, ești om, ești tânăr și sunt tânăr. Și aș vrea ca toate lucrurile să se înțeleagă corect. Dacă vrei să lași pe Dumnezeu în casa ta ca stăpân, ca Domn și ca Mântuitor, dacă vrei să primești binecuvântarea în casa ta, luptă-te cu această ispită, și ar fi fost multe de vorbit în direcția aceasta, luptă-te cu această ispită, bărbate, șerbane, oricare ai fi aici, pentru că ești tânăr și vreau să vă spun că este noi fiecare lucru în parte. Romani, dacă nu greșesc, spune un lucru acolo, la Romani capitolul 8. Noi nu putem să facem să moară faptele firii pământești. Atenție, sunt în noi astea. Creștini, de 10 ani, de 15 ani, de 20 de ani, de 30 de ani, păstor sau nepăstor, sunt în tine. Tu nu poți face faptele acestei firii să moară, decât prin Duhul Sfânt. Și mă rog ca tu și cu mine, noi ca bărbați, în primul rând noi și apoi ele, să fim niște oameni plini de Duhul Sfânt, să putem să luptăm lupta cea bună. Fie vorba de curvie, de prea curvie, fie vorba de idolatrie, fie vorba de vrăjbeni, spune acolo, fie vorba de altfel de lucruri, nu ne putem birui. Și nici biserica, câteodată vreau să vă spun că nu vă poate veni în ajutor. A lupta biserica pentru voi poate, doar să se roage, să postească. Dar frații mei, haideți să nu fim oameni aceia. Noi stăm atât de confortabil, nu facem nimic. Și face totul să facă totul biserica. Nu asta este pocăința. Nu asta este gustul pocăinței. Gustul pocăinței este ca să faci și tu ceva pentru Domnul.
ca să faci tu ca bărbat și ca să faci tu, fratele Marius, ai o vorbă. Ați venit acasă cu Dumnezeu, apoi este Dumnezeu. Ați venit acasă cu El, aveți o relație strânsă pe vertical și pe orizontal, o puteți avea pe urmă. O puteam avea unii cu alții în momentul în care între mine și soția mea este totul ok. De multe ori se întâmplă că nu mai poate fi ok, dar trebuie să-l fac. Eșecul acela, minusul acela, eu cu ea, trebuie să-l pun pe plus. Frate, tu crezi că eu nu cred și eu nu vreau să iau înaintea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu are de făcut și are și El Dumnezeu anumite lucruri de făcut în datorile Lui. Dar le-am și eu de făcut. Nu pot spune totdeauna cu ignoranță, știe Dumnezeu, le va face Dumnezeu. Nu, femeie, le fac și tu cu mine, scurt. Mă ridic eu în picioare, eu sunt capul. Nu te umilez, nu te jignez, nu-ți fac absolut nimic. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu-mi place asta, te rog să încetezi cu ea. Nu lăsa să se strângă inima ta, pentru că familia respect nu este construită neapărat pentru sex. Nu este pentru a face copii neapărat, nu este pentru a nu mai știu ce. Este construită femeia pe pământul acesta, instituția, ca soțul și soția, copiii dacă au și Dumnezeu le va da și copii. Este să-L slujească pe Dumnezeu, atenție! Nu este să muncim ca niște robi, nu este să mergem la trei serviciuri, nu este să facem, pentru că dacă nu vreau să vă știu situația aproape fiecăruia, nu vreau să scot anumite lucruri în relief, pentru că nu hrănesc cu nimic, dar de multe ori nu avem nimic, suntem goi și dezbrăcați, ni se ia totul, pentru că este o luptă. Este o luptă care se dă nu în bar, și este o luptă care se dă în biserică și în familie. Și te-a prins, tu mergi cu a cincea și câteodată mai avem și pe a șasea. Și vine cineva și spune, mă omule, oprește-te un pic pe loc. Bagă un pic a întâia, îngrijește, este latura aceea care slujitorii Lui Dumnezeu să îngrijească mai mult de slujire și apoi neglijează familia. Trebuie să fie un echilibru perfect ca să poți să ai bucurie în casă. O bucată de pâine uscată dacă o mănânci, mănâncă cu pace și cu bucurie. Amin. Toți suntem într-o stare grea, materială, toți avem probleme și suntem într-o țară străină. Dar aceasta nu ne împiedică să ni se zguduie credința. V-am anunțat. Coblă, cred că s-a speriat un pic, dar nu. Să spune că nu.